Ești ambele neînvinse, ambele cu maximum de puncte după 3 meciuri jucate. Sigur că între timp pe prima poziție a ajuns Corona Brașov, pentru că ea și-a câștigat meciul din etapa a 4-a și are și ea maximum de puncte după 4 meciuri jucate. O echipă a Dunărei Brăila care, vă spuneam, este o formație care ar trebui să-i pună cam cele mai multe probleme CSM-ului din ce a întâlnit până acum, pentru că CSM-ul a bătut fără niciun fel de probleme Galațiul 36-15, chiar dacă meciul ulterior a fost câștigat la Masa Verde cu doar 10-0, a fost o victorie la 21 de goluri pe teren. Victorie în fața echipei din Zalău, condusă de Gheorghe Tadic, la 14 goluri și o victorie ceva mai muncită cu o echipă legată a Romanului 28-22 în etapa a treia. Vedem cum arată însă această foaie de joc a echipei din Brăila, antrenată de Costică Buceschi, un tehnician care este și secundul naționalei României, care le cunoaște bine și pe jucătoarele de la CSM, mai ales că a fost și în curtea CSM-ului, practic un sezon când a antrenat echipa de junioare a clubului de acolo. Știe foarte bine multe dintre jucătoarele pe care le are acum la club mai bine decât de un an sau de câteva luni de când au venit, pentru că multe au fost la HM Baia Mare, unde el a fost antrenor principal mai mulți ani și chiar cu rezultate foarte bune, a dus echipa în Liga Campionilor și așa mai departe. Și spuneam, o echipă a Dunării Brăila care s-a întărit prin aducerea unor handbaliste, în special de la HM Baia Mare, pivotul Timea Tătar, Gabriela Perianu, jucătoare de națională interstângă, Gabi Suci, jucătoarea națională și de asemenea fostă handbalistă de acolo, de la Baia Mare. Sunt câteva nume importante pe care le-au adăugat în acest lot. Vă zic că Buceschi, un antrenor plăcut de jucătoare, un tip care vede lucrurile modern. A avut ocazia să lucreze îndeaproape cu Thomas Rude și probabil să ia ce e bun de acolo, foarte multe lucruri având în vedere performanțele pe care le-a înregistrat Rude cu Naționala. Și sigur că poate să-și încerce acum forțele cu o echipă a CSM-ului care este una fără îndoială stelară, o echipă în care avem pe Nion Bla, pe Torsensen, pe Gulden, pe Jorgensen, Paula Ungureanu sau Elena Grubišić, o echipă care se luptă să revină în Final Four-ul Champions League. A început partida cu primul atac aparținând echipei din București. A văzut pe Carmen Martin în extrema dreaptă, Line Jorgensen, Gulden, de asemenea văd că încep cu Torstenson în interstânga numărul 17 și în extrema stângă Mehmedović, care de altfel și înscrie primul gol al acestui meci. Mehmedović marchează imediat. Jucătoare care în tot acest campionat, în toate cele trei partide de până acum, n-a marcat decât 5 goluri, acesta este al șaselea. Sigur, o echipă antrenată, după cum bine știți, din acest sezon 2016-2017 de Westergaard, care a venit să preia echipa de la Kim Rasmussen. Beferianu blocat acolo. Pasă greșită. O minge dată cam în spate. Joacă repede și marchează repede aceeași Mehmedović. Startul bun al CSM-ului. Mehmedović adusă de la Budușnost, cu care a câștigat de două ori Liga Campionilor. În centru, la coordonare, este Mădălina Zanfirescu, convocată și ea în lotul lărgit al Naționalei. Premieră și pentru ea. Aruncă Perianu, jucătoare înaltă, puternică, dar care uneori are tendința să vină mult prea aproape de poartă, în loc să-și pună în valoare aceste date fizice. Am văzut-o pe Paula în poartă. Paula Ungureanu. Line Jorgensen, aruncând pe lângă Perianu.
Mingea a ajuns la Udriștoiu și iată pe Udriștoiu. Bine, toată lumea o știe pe Aneta, ca Aneta Pârvuț, căsătorită Aneta Udriștoiu. Jucătoare și ea din echipa mai veche a HCM-ului din Baia Mare. Jucătoare de națională. Aici aruncarea lui Line Jorgensen. 3-1. În poartă este Elena Voicu, chemată și ea în premieră la naționala mare, în lotul lărgit de 28, cu care, din care ne vom alege jucătoarele pentru campionatul european din, de la sfârșitul anului. Foarte important ce se va întâmpla acolo, mai ales că avem o grupă foarte grea. Norvegia, Rusia și Croația. Aici o aruncare direct în palmele Paulei Ungureanu. Gulden, Jorgensen, Torstensson au pus cam ce au avut mai bun în debutul acestei partide cei de la CSM București. 4-1. Să vedem replica brăilencilor care au repede nevoie de un gol. A plecat în circulație și extrema stângă Orșivski. Aneta Udriștoiu. Aruncare din nou cam ușor de parat de Paula. A plecat mingea din mâna Mădălinei Zanfirescu. Cât de repede ajunge GSM-ul la poarta adversă. Lopaci. Impresia este că CSM-ul a vrut să pornească această partidă cât se poate de tare, intimidant de în forță, pentru a anula orice fel de speranță echipei adverse, o echipă care, repet, și-a câștigat destul de lejer meciurile anterioare. Brăila a bătut Bistița în prima etapă 30-26, a fost cel mai strâns meci, apoi Slobozia 37-25, și victorie la 18 goluri în fața CSM Ploiești, o echipă care abia reușește să strângă câteva jucătoare pentru a fi prezentă la partidă după ce se anunțase retragerea ei din campionat și, sigur, din cupele europene. Perianu a notat pur și simplu acolo în apărarea CSM-ului. Line Jorgensen primește un cartonaș galben. Aneta cu o pasă dată după ce a fost împinsă de Lobaci. Iată-o pe Lobaci. Lobaci a jucat la Brăila în sezonul 2011-2012. Dacă mi-aduc bine aminte, a fost prima echipă din România la care a evoluat. Oh, ce gol frumos! Ce gol frumos! Trebuie să replieze însă repede. Foarte bine făcut acest foul de Aneta Pârvuț. Udriștoiu, îmi cer scuze. Minge care se lovește în bară și acum Dunărea Brăila poate să vină la 3-5. Vine Gabi Perianu și marchează componenta naționalei. Prezentă deja la două campionate mondiale, pentru că a fost și în 2013. Iată o minge câștigată repede, tot pentru că Perianu s-a așezat bine acolo. Lobaj n-a văzut-o. După startul foarte bun al CSM-ului, iată că Dunărea Brăila a reușit să revină pe tabelă. Timea Tătar. Și a convocat la un moment dat la națională, cred că pentru trofeul Carpaze prin 2013. Încă un gol, Gabi Perianu. Are curaj să tragă la poartă și trebuie să aibă, pentru că e o jucătoare, repet, înaltă, are 1,87 m. Are detentă bună, folosită la națională, în special în defensivă, dar a avut și ea momentele ei când
a fost utilizată în atac. Sigur, e mai greu acolo pentru că în linia de 9 metri sunt jucătoare consacrate, Neagu fiind cel mai la îndemână exemplu. În convingere trasă pe lângă și iată-l pe Vestergaard care, după un start ce dădea încredere echipei, iată că are acum mici probleme, joacă repede Brăila, încearcă să paseze foarte repede. Aici o intrare tare, cred, de 2 minute asupra lui Bebe Periano. Da, eliminare de 2 minute pentru lovire la față, spune arbitrul. Avem doi dintre cei mai experimentați arbitri aici. Vorba de Constantin Dinu și Sorin Dinu. Cred că decizia este corectă. Aceea a fost și impresia inițială. Lovită destul de tare totuși. La intimidare de Line Jorgensen, pentru că Periano deja marcase de 2 ori. Și Nordica încearcă să se impună într-un duel încă de vreme. Cu o jucătoare în minus CSM-ul pe semicerc, ar trebui, mă gândesc, desfăcută cu joc în extreme. Dar trebuie să meargă succesiva mai repede, nu atât de întrerupt. Și pasa Netei Udriștoiu, interceptată ușor de Mehmedović. În astfel de situații, mai bine să pasezi mingea din prima, tocmai pentru a mișca apărarea adversă, aflată în inferioritate numerică pe semicerc, până când pierde un om, de obicei în extremă. Gulden. Cred că au scos portarul. Lobaci. Torsenson. Și acolo este Eilon care vine și marchează, iată. Gol de 6-4 pentru CSM. Eilon a apucat să iasă la schimbare. Camille Eilon Sorina, iată ce bine le strânge acolo Torsenson pe 3 dintre jucătoarele Brăilei și sigur că se creează acolo un spațiu de pătrundere între pozițiile 1 și 2 din defensivă. Timeout, un timeout pe care îl cere aici Costică Buceschi, tocmai pentru că sunt încă 13 secunde de superioritate și vrea neapărat să marcheze. Da, lucruri cât se poate de evidente. Le-a cerut fetelor să paseze mai repede și să ducă mingea în extreme, să nu mai joace 1-1, care nu are niciun rost atunci când ai superioritate numerică. În al doilea rând, să nu mai strângă toate la Torsenson, tocmai pentru că se dă drumul la succesivă și se creează culoarul acela de pătrundere. Lucruri care sunt vizibile, probabil, tuturor celor care urmăresc această partidă. Aneta trage și marchează. Excelentă aruncare. Aneta Udiștoiu, care poate să fie folosită și în interdreapta, deși ea mai cu seamă e jucătoare de extremă dreapta. Au variantele Cristina Gheorghe, jucătoare ce reprezintă Italia, dar care a ajuns să joace aici înapoi în România. Poveste interesantă are și ea în spate. Iată succesiva bară, mingea ricoșează și este agățat acolo de Andreea Lipară. A intrat Natasha Cârnici în centru, la coordonare, cu numărul 77. Natasha Cârnici din Muntenegru. A stat 2 ani la Deva, a fost adusă de la Măgura Ciznădie, 29 de ani, jucătoare cu experiență, a stat 6 ani în Spania.
Sunt ceva probleme acolo pentru jucătoarea Brăilei. Să vedem atacul însă cu Dristoiu. O minge care este expediată din zona centrală, fără săritură. Destul de greu să bați pe apără, dar se dă 7 metri. 7 metri la această aruncare lui Voicu e posibil pentru aici, pentru această ținere. Voicu apărase. Repet, jucătoare chemată și el la națională. Gulden trage, plasat jos în dreapta portarului. A intuit că va trage jos, dar n-a intuit colțul. Sunt probleme pentru Mădălina Zanfirescu. Ar fi mare păcat pentru ea să fi suferit o accidentare serioasă, pentru că, repet, a fost convocată pentru echipa cea mare. Mehmedović! Încă un gol, e al treilea pentru Mehmedović. Oricum, meci extrem de interesant. Repet, dacă este cineva care poate să-i pună probleme masive CSM-ului, ar trebui să fie Brăila. De ce nu poate Corona Brașov? Sau Craiova? Și Craiova deja a pierdut un meci. 6-8. Pas a dat un pic negligent. De acolo din interstânga, de Bianca Tiron. Bianca Tiron și a fost la Baia Mare. E din Iași. A jucat și la Constanța. Trebuie să se grăbească un pic. Vor intra în amenințare de joc pasiv. E în semicerc, cred, Timea Tatar. Foarte repede s-au pus în mișcare și este golul marcat de Mehmedović. Mehmedović a făcut pagube serioase deja pe aceste faze rapide. Lobaci din nou s-a apărat bine. Timea Tatar e depășit din punct de vedere al gabaritului în lupta pe semicerc cu cele trei foarte înalte, Torstensson, Lobaci și Jorgensen. Dar Tatar e o jucătoare foarte abilă, așa cum este și Aneta Odristoiu, însă cred că a atins cu piciorul acea minge. Aici un cartonaș galben pentru Paula Ungureanu, care are ceva să-i reproșeze arbitrului. Scorul n-are cum să fie 8-6. În fine, ne vom edifica imediat. Aruncare de la 7 metri aici. Intră Grubišić și are în față pe Natasha Cârnici. Cârnici marchează. Golul cu numărul 7 al Dunării Brăila. Echipă care sigur că încetul cu încetul încearcă să își regleze și probleme din defensivă. Un gol, cred că a fost anulat CSM-ului, care a ajuns la 9-6, a rămas la 8-6 și aici este ocazie de 8-8, fructificată. Brăila zboară acum pe teren. Și iată problemele despre care vorbeam, ce ar putea să apară pentru CSM București.
în această partidă de la Brăila. O echipă foarte bine antrenată, cu metode moderne, de un antrenor tânăr, un antrenor care a trecut pe la echipe ca HM Baia Mare, a jucat în Liga Campionilor, s-a întâlnit cu echipe puternice și sigur că a reușit să și aducă câteva jucătoare de calitate aici. 9-8. Natasha Cârnici a primit un cartonaș galben, e lângă Gabi Suci. Gabi Suci, pe care Costică Bucescu o folosește în defensivă. Jucătoare înaltă, foarte bătăioasă. Am văzut-o și la campionatul mondial, deși lovită, deși cu piramida nazală serios afectată, cu ochii vineți, a intrat pe teren fără niciun fel de probleme și s-a luptat până la ultima picătură de energie. Mehmedović într-un duel destul de dur cu Aneta Udriștoiu. Aici Torstensson cred că a împins-o pe Andreea Lipară și Lipară a intrat în coechipieră. Eliminare de 2 minute. Oana Manea, vorbind aici cu Torstensson, sunt, iată, câteva jucătoare din Naționala României prezente la ambele echipe. Pasă sărită! N-a avut însă și suficient timp să tragă la poartă. Acolo, extrema dreaptă, apără Paula Ungureanu în fața Timei Tătar. Tătar, o jucătoare care face faza ofensivă în special. Vor scoate portarul. S-a pus gheață acolo și după cum clatină din cap Mădălina Zanfilescu, se pare că problemele sunt destul de neplăcute. Posibil să fie o întorsă. Ar fi scenariul cel mai bun. Mădălina Zanfilescu, cu 21 de ani, o jucătoare care s-a remarcat deja și nu întâmplător, spuneam, a fost chemată la națională. Să sperăm că totul va fi bine pentru ea. O minge care a plecat destul de tare din palmele Biancăi Tiron. A fost însă oprită prin fault și va fi în repunere din 9 metri. Încă 45 de secunde de superioritate. Aici Dunăra Brăila ar trebui să nu părăsească atacul fără gol marcat. În fața unei echipe cum este CSM București trebuie să fructifici astfel de situații. A călcat semicercul. A călcat semicercul Bebe Perianu. Aș cere scuze. Poziția era bună, doar că intrase 10 cm în semicerc. Altfel, cred că e o soluție folosirea din când în când a Gabrielei Perianu pe acea poziție de pivot, pentru că are fizicul necesar. A ridicat brațele sus foarte bine și Perianu și Suci, și apoi a fost parada Elenei Voicu. Efectiv complet pentru CSM București. A intrat Nosian Iombla alături de conațională de Camie Ilon Sorina. În momentul de față sunt 5 jucătoare străine pe teren pentru CSM București și doar 2 din România, Oana Manea și Paula Ungureanu. Altfel Carmen Martin, Mehmedović, Ilon Gulden și Niumbla. Oh, minge intră în poartă, 9-9. Proiectul de la Brăila este aproape în întregime românesc, pentru că o au pe muntenegreanca Natasha Cârnici și ar mai fi Natasha Antic, portar pe care îl folosesc însă destul de puțin, din Macedonia. Altfel, jucătoare născute în România.
incluzându aici și pe Gabi Sici, care a reprezentat multă vreme Ungaria și care aici și-a luat adversara în brațe, a dat cu ea de pământ, ia un cartonaș galben, Gabi, foarte bună jucătoare în defensivă Gabi Sici, studiază dreptul, nu știu dacă între timp a reușit să-și termine studiile, a tot făcea drumuri între Baia Mare și Ungaria, undeva la Debrecen, pentru a-și definitiva studiile de drept. Un timeout pe care îl ia acum Westergaard. O scoate pe Mehmedović și o trimite pe Cristina Vărzaru. I-a spus unei jucătoare pe care n-am prins-o în cadru că trebuie să atace de la prima pasă. Probabil că e vorba de Inter. Mă gândesc că la Interul stânga sau Interul dreapta, nu-mi dau seama, Line Jorgensen sau Torstensson. Le-a atras atenția că brăilencele atacă pe centru și acolo trebuie să fie legate, să fie strânse în defensivă pe zona centrală. Nu e o problemă dacă vor ataca pe extreme. Asta am înțeles. Hai să vedem. Niombla. Trage Niombla. Cred că ei a spus să tragă de la prima pasă. Pasa pe contraatac însă nu e suficient de bună pentru Ana Maria Tănăsie. Așa că era... cer scuze, acolo era Orșivski. O au și pe Tănăsie, pe extrema stângă. Am scos, să spuneam, pe Carmen Martic, au trimis-o pe Vărzaru. Gulden de la 7 metri, 10-9. Încă 9 minute din această primă repriză, una foarte echilibrată. Poate mai echilibrată decât se așteptau unii, însă vă spuneam încă din start, Brăila arată ca o echipă destul de închegată, o echipă cu multe jucătoare bune. Aruncare de la 9 metri după acest fault asupra lui Tiron. Cea mai bună marcatoare a echipei în acest debut de campionat a Brăilei este Timea Tătar cu 19 goluri. Iată pe Camille Ilon Sorina eliminată. Multe eliminări de 2 minute, special la CSM. O văd și pe Ana Maria Tănăsie. Pe margine a intrat acolo, i-a avut ceva probleme la meniscul genunchiului stâng. A fost foarte surprins însă că nu a fost luată la Olimpiadă. A fost o mare dezamăgire pentru ea, după ce la campionatul mondial evoluase chiar foarte bine. Minge blocată de Paula, care mai dă câteva secunde suplimentare echipei aflată în inferioritate. Paula iese la schimbare. Vărzaru în dreapta, Mehmedović în stânga pe extreme, Jorgensen, Gulden și Niombla aici. Oanamania pe semicerc. Gulden, Niombla, din nou Gulden, întâmpinat destul de bine, scapă totuși Gulden, pasă dat acolo în ultimul moment, se ridică Gulden, nu s-a dat fault.
Destul de ciudat. Acolo cred totuși că se putea da repunere din 9 metri. Minge recuperată. Să vedem pasa pentru pentru Tănasie. Cam departe, cam tare. Tănase avea o viteză foarte bună pe contraatac. Nu știu exact care sunt parametrii fizici acum, după ce a trecut prin acea accidentare. Vom avea ocazia să vedem probabil pe parcursul acestei partide. Jorgensen pasă pentru Ana Manea. Era oricum apărare în semicerc și s-ar fi dat 7 metri dacă mingea nu intra în poartă. 11 la 9. Sunt din nou în 6 jucătoare în apărare, în efectiv complet. Foarte frumos. A călcat. Asta am vrut să spun, mi s-a părut că Perianu a călcat cu vârful piciorului în semicerc și golul n-a fost validat, altfel acțiunea a fost foarte frumoasă. Excelentă acea apariție a lui Bebe Perianu. Păcat însă că nu găsește exact pașii potriviți. Minge pierdută de Gulden. Ei, n-am înțeles ce au dat aici arbitrii. Destul de ciudat. A arătat picior. Pasă dată spre Ana Manea. Era bună ideea, dar Gulden a greșit pasa. Și acum vine atacul CSM-ului. O pasă riscantă până la Aneta Odriștoiu. Intră în pozițional. Cu Tiron în interstânga. Cred că a ieșit Aneta Odriștoiu și în locul ei va intra în interdreapta de meserie. E Cristina Gheorghe, într-adevăr, din 2008 în Italia și joacă pentru Naționala Italiei. Deci e născută în România. Ne-a fost adusă de la Esercito Roma. Italia nu prea are un campionat de handbal grozav. De multe ori echipele de acolo evoluau prin campionate străine. Esercito Roma a jucat, mi se pare, și în un campionat din o țară învecinată. Aici vedem acțiunea de atac cu încercarea lui Tănasie de a marca cu boltă. N-am înțeles totuși de ce n-a aruncat în forță. Observați-o însă cum își protejează genunchiul stâng căzând pe piciorul drept. Nu e ușor să treci peste o astfel de accidentare. Tot ea la intercepție, însă nu iese. Foarte bine a venit însă Gabi Suici și a acoperit acel gol. Camille Ilon n-a reușit să se întoarcă și să tragă la poartă. Niombla pentru Gulden. Din nou Niombla. Fault în atac. Forțare. Și din nou șansă pentru Ana Maria Tănasie să tragă și să înscrie. De data asta o face. Gol marcat de Tănasie, multă lume și multă vreme i s-a spus Tănăsie. De altfel, chiar la club, la HM Baia Mare, îi greșiseră scrierea numelui pe tricou. Odată i l-au scris bine Tănasie, apoi pentru ultimul sezon de Liga Campionilor i-au scris Tănăsie. Numele cu siguranță este însă Ana Maria Tănasie. Cristina Gheorghe succesiva suce în stânga la Tănasie. Iese Suci. Suci se dusese pe pivot, așa a prins o fază. Iese și Bebe Perianu. Reintră Timea Tătar pe semicerc. Să vedem cu cine joacă centru. Da, Natasha Cârnici. Nouă pe Mădălina Zanfirescu, iar ar fi fost prima opțiune. S-a accidentat însă Mădălina foarte repede în partidă. Cârnici, Cristina Zanfirescu,
Cristina Gheorghe rectific și aici un fault asupra Timei Tătar. Încă 2 minute până la finalul acestei prime reprize. Cele mai serioase, severe probleme pentru CSM București. 11 la 11, golul lui Tirân. Bianca Tirân face un meci foarte bun, de altfel ea s-a remarcat în tot acest debut de campionat. Avea 13 goluri și era a treia marcatoare a echipei, după Madalina Zanfirescu, care avea 14, și Timea Tătar cu 19. Iată pe Bianca Tirân reușind să marcheze. Vanamanea este jucătoarea căreia vrei să-i pasezi mingea atunci când ți-e mai greu, pentru că Oana este o fantastică handbalistă. Odată ajunsă pe semicerc, în posesia mingii, scoate 7 metri sau o înscrie. Asta cu un procentaj de peste 90% și nu e o exagerare. Acestea au fost cifrele ei pe tot parcursul campionatului mondial. Ana Maria Tănasie, nu știu dacă n-a cules mingea chiar din semicerc. Cert este că mingea a lovit bara. Două goluri ușoare pe care putea să le marcheze acolo Tănasie. Apărarea făcută însă de Dunărea Brăila este o apărare bună. Au primit multe goluri pe contraatac într-o primă fază de la Mehmedović, însă din acțiune, din pozițional, CSM-ul n-a avut foarte mult succes. Și aici, această pasă riscantă până la Oana Manea a fost totuși dejucată bine de Bea Perianu. S-au grăbit cu pasa pentru Timea Tătar. Excepțional este Elena Voicu și prinde această minge. Mai sunt 15 secunde. Pasă până la Timea Tătar și Dunărea Brăila are șansa, iată, să mai marcheze o dată. Scorul apare 12-12. Va fi ultima aruncare de pe semicer de la 9 metri. Fanii s-au ridicat picioare chiar în dreptul camerelor. Năsian Iombla are 6 jucătoare în față. Aruncare direct în blocaj. 12-12. Scorul afișat pe tabelă. O partidă excepțională până acum. Ne așteaptă și o repriză a doua. Fanii sunt în număr mare. Am avut parte de o primă repriză excepțională. Astăzi vi-l prezentăm pe Alex, unul dintre tații numărul 1. Este pauza dintre reprize și în casă nu mai există nimic de ronțăit. Meciul nu poate continua fără chipsuri, budincă de ciocolată, măsline condimentate și castraveți. Noroc cu Magenta One, că este mereu